sat, joacă și petrece, chiar de-i supărat. Chiar dacă le pică lacrimi pe obraz, n-au frică românii, fac haz de necaz. Să cauți oriunde pe acest pământ, vesea ca românii, nicăieri nu sunt. E o vorbă veche, cu adevăr în ea, care spune că la noi la nimeni nea. Bună seara și bine v-am găsit, sau mai bine spus, o să stăm până dimineață, de fapt. Haideți să vedem, vreau și puțin volum mai mare la microfon, ca să se audă așa, până în capăt, la taxatoare, așa se spune. Bună seara și bine v-am găsit, mă bucur să fiu în această seară alături de românii mei dragi, tocmai de asta am venit de acasă, cu mare, mare bucurie, să cântăm împreună și să ne petrecem până dimineață. Și până ce dumneavoastră vă mai odihniți așa puțin. Sunt sigură că o să facem fotografii până dimineață, deci o să avem timp. Dar prima dată vreau să vă fac câteva cântece frumoase și bineînțeles să cântăm împreună, pentru că sunt melodii cunoscute pe care și dumneavoastră le știți, le cunoașteți. Hai să vedem! Să
Și mai frumos e mâna mea, de sărbătoarea mea.
Acum, pentru că este seara dumneavoastră, este seara noastră, o să vă las pe dumneavoastră să decidă. Deci, cântăm sârbă. Cine joacă sârba, da? Toată lumea. Hai cu sârba. De la fa major. Thank you.
Să vă odihniți puțin, așa să ne tragem sufletul.